Un moș Crăciun uriaș și o fântână arteziană luminoasă vor fi amplasate în centru, 10 benere luminoase pe Bulevardul George Enescu, făclii luminoase pe Nicolae Bălcescu, alte decorațiuni urmând să fie puse în Ițcani. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovski. Și totuși, Suceava va avea ornamente luminoase pentru sărbătorile de iarnă, noi nouțe, deși au fost dispute pe tema achiziționării de astfel de produse între executiv și Consiliul Local. Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, a arătat că au existat preocupări la nivelul Consiliului Local pentru îmbogățirea stocului de ornamente, însă s-a dorit identificarea unor oportunități la cumpărare. S-a tot spus că Consiliul Local nu a dorit ca anul acesta să achiziționeze noi ornamente de sărbători. Vă pot spune că primele investiții majore făcute în municipiul Suceava la iluminat ornamental de sărbători au fost făcute în iarna anului 2008, atunci când de la Consiliul Local, prin Direcția de Investiții, s-a achiziționat contra sumei de 98.000 de lei, la care se adaugă și TVA, lumine de sărbători. Aceste lumini și acel brad care a fost ornat pentru prima dată mai frumos din centrul Sucevei au fost reactualizate și reparate an de an și, bineînțeles, s-au făcut investiții mai mari sau mai mici în perioada 2008-2012. Din 2012 până în 2014 vă pot spune că de la bugetul local s-a cheltuit suma de 578.000 7 lei, inclusiv TVA, pentru ornamente de sărbători, indiferent că vorbim de Paște sau de Crăciun. Și de aceea, anul acesta, în Consiliul Local, consilierii locali au spus că vor să facă o nouă verificare a tuturor instalațiilor din municipiul Suceava, după care să alocăm sume de bani pentru ornamentele de sărbători. Și vă pot spune că în urma verificărilor făcute s-a reușit să se repare foarte multe din instalații și pentru prima dată avem instalații montate și în cartierul Ițcan, pe strada Alexandru Ghica, instalații frumoase. Viceprimarul Lucian Harșovski a precizat că până pe 15 decembrie în oraș își vor face apariția mai multe ornamente în diferite zone din municipiu. Stație care a fost contestată, pentru că au fost doi participanți, s-au contestat reciproc între ei, dar până la urmă avem un câștigător, acesta este Neon Lighting Cluj și această societate va începe să furnizeze aceste ornamente de sărbători chiar de această săptămână, din această săptămână, și vor fi furnizate 10 banere luminoase între stâlpi care vor fi montate în George Enescu, pentru că e nevoie și în cartierul George Enescu de lumini de sărbători, pe bulevardul, pe strada Nicolae Bălcescu, în centrul Sucevei, pe stâlpi vor fi montate 8 făclii, așa le spun ei în termenul lor, din flori care vor fi foarte mari și vor fi montate în perioada următoare. Totodată, în centrul Sucevei, lângă brad, va veni un moș Crăciun de 4,5 metri montat și tot acolo porți de foarte înalte, la 3 metri distanță între ele, 4 porți ornamentale. Aceste lucruri sunt făcute pe o nouă licitație, nu de 350.000 de lei, cum s-a dorit inițial, ci pe o licitație făcută de 200.000 de lei și până pe 15 decembrie, pentru că, repet, au fost contestații făcute, ele vor fi livrate și montate în municipiul Suceava. Totodată, în sensul giratoriu de la parcarea 1 de la McDonald's, va veni un sistem ornamental sub formă de fântână arteziană, care va fi spectaculos și sperăm noi, repet, să-l avem undeva montat până pe 15 decembrie. Am vrut să fac aceste referiri pentru că tot s-a spus că nu dorim iluminat de sărbători, dorim iluminat de sărbători, dar trebuie să avem grijă între costuri și eficiență și de ce nu să gândim un sistem de iluminat de închiriat decât de cumpărat.